Vă salut, Mari Paraschip sunt eu, bine ați venit la un nou Wine Review sponsorizat de Winefields. Pentru astăzi am ales un vin savuros pentru care strugurii au fost culeși manual după lăsarea nopții. 4 noti, 4 nopți de recoltă, apasimento, metodă prin care strugurii culeși au fost lăsați să se stafidească și abia apoi au fost fermentați. La ce să ne așteptăm de la acest negru amaro, roșu rubiniu intens? În primul rând, la caracteristicile specifice vinurilor din sudul Italiei și ceva în plus. 2022 anul de recoltă, 14,5% alcool, un vin corpulent, intens, cu arome pronunțate de fructe negre de pădure, mirodenii și ciocolată. Gustul este catifelat, predomină notele de ciocolată neagră, fructele negre de pădure, mure, prune coapte, cireșe amare. Corpul este plin cu taninuri mătăsoare și note dulci. A se consuma la 18 grade Celsius cu friptură de vită, platouri de brânzeturi și de ce nu cu deserturi pe bază de ciocolată. Până la sfârșitul lunii februarie îl găsiți la Winefields la un super preț, așa că vă aștept în magazin pe care aflorească 114. Cheers!